Vineri, 1 decembrie, începând cu ora 11:30 pe Calea Eroilor din Buzău, sărbătorim împreună Ziua Națională a României, sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de defilarea cu personal și tehnică militară. Ceremonia este organizată de către Garnizoana Buzău în colaborare cu instituția Prefectului, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău. Anul acesta la ceremonia de la Buzău participă aproximativ 450 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Direcția Poliției Locale, precum și circa 70 de mijloace tehnice. Pe timpul defilării vor putea fi vizionate mașinile de luptă ale infanteriei MLI-84M Jderul, sistemele antiaeriene Gepard, aruncătoarele de proiectile reactive nedirijate cu bătaie mare la Rom, sistem de rachete pentru artilerie cu mare mobilitate, precum și alte echipamente din dotarea marilor unități și unități din garnizoana Buzău, a transmis Divizia 2 Infanterie Jetica. Pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, Poliția Municipului Buzău și Poliția Locală Buzău vor dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor auto asupra restricțiilor rutiere pe arterele care converg către calea eroilor. 1 decembrie 1918, data la care a avut loc Marea Unire a Românilor din toate provinciile istorice românești și a fost constituită România Mare la finele Primului Război Mondial, este Ziua Națională a României, adoptată prin legea numărul 10 la 31 iulie 1990.